Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de luni, 27 septembrie. Începe o nouă săptămână și dacă vreți să fie cât mai profitabilă și eficientă, vă recomand să ascultați și filmarea pe care am lansat-o duminică, intitulat Avertismentele săptămânii viitoare, 27 septembrie, 3 octombrie. Pentru că am vești foarte bune pentru majoritatea semnelor zodiacale. În ansamblu este o săptămână care ne aduce lucruri bune și vești bune. Sunt câteva avertismente pentru unele zodii, dar nu este o săptămână care să fie din aceea care să tune și să fulgere pentru toate semnele zodiacale. Deci, uită-te la filmarea de duminică, pentru că primești și avertismentele săptămânii. Și înainte de a trece la analiza horoscopului acestei zile, vreau să-ți reamintesc două lucruri. În curând se va lansa horoscopul lunii octombrie și a apărut deja webinarul preînregistrat Cei patru dragoni magici ai abundenței. Un webinar care este valabil tot anul acesta și anul viitor. Și vorbesc despre abundență, vorbesc despre contextul social, financiar, sunt aproape 4 ore de filmare cu informații ezoterice și informații astrologice, iar dacă dorești să-l achiziționezi, atunci o poți face dacă îmi trimiți un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Iar pe ecran poți vedea ce vei primi în cadrul acestui webinar, ce obții din acest webinar, ce beneficii ai informaționale, evident. Și în această săptămână urmează să primească cei care ați achiziționat webinarul, aveți și bonusul vineri, pe 1 octombrie, de la ora 18, ora României, avem Zoom-ul cu intrare gratuită pentru cei care au achiziționat webinarul și vor fi niște discuții libere despre webinar și nu numai, ne vom simți bine, ne vom relaxa în direct. Iar dacă achiziționezi webinarul ulterior, nu este nicio problemă pentru că vei primi înregistrarea Zoom-ului automat. Deci este bonusul tău și îl primești automat, iar cei care ați achiziționat webinarul și voi la rândul vostru veți primi înregistrarea discuției. Pentru că nu toată lumea poate intra vineri la ora 18, ora României, în Zoom. Repet, este un Zoom doar pentru cei care au achiziționat webinarul. Și după acest moment în care v-am povestit ce se mai întâmplă, trecem la horoscopul zilei și dacă vrei să fii la curent cu filmările mele următoare, pentru că vă anunț, se pregătește ceva foarte important, se lucrează din spate intens, intens, intens. Vor urma niște surprize, dar foarte repede vor apărea aceste surprize, așa încât dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele activități și filmări și postări, îți recomand să apeși butonul subscribe, astfel încât YouTube-ul te va notifica ori de câte ori apare ceva nou pe canalul meu de astrologie. Și acum trecem în sfârșit la horoscopul acestei zile, să vedem ce se întâmplă și ce noutăți am, ce vești, ce vești o pot da legate de aceste evenimente astrologice. Și începem cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Berbecul are foarte multă muncă. Pregătește-te astăzi pentru o zi intensă în care ai lucruri de rezolvat, ai lucruri de făcut și nu se vor termina cât bați din palme, dimpotrivă vor mai dura și atunci pentru eficientizare îți recomand fă-ți un plan, fă un plan de acțiuni. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Grijă pentru că o femeie te atacă în plan relațional și sunt puțin îngrijorată pentru doamnele Taur, pentru că s-ar putea, care sunt într-o relație, pentru că s-ar putea să existe o persoană care să atenteze la relația voastră. Deci aveți un dușman puternic, aveți o femeie care nu vă prea place și vă poartă sâmbetele și prima direcția situației este spre relație, dar aveți grijă că este și pentru
în zona generală și socială și prieteni și muncă. Deci aveți un dușman puternic, încercați să-l identificați, să vă păziți de el. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Gemenii sunt bine susținuți astăzi pe finalizarea unor probleme contractuale sau semnarea unor hârtii și este o zi în care o femeie vă ajută în legătură cu o casă, cu o moștenire, cu un proces sau cu semnarea unor acte notariale. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului, vești bune din străinătate sau colaborări profitabile cu străinătatea. Se întâmplă ceva benefic pe sectorul acesta al străinătății, așa încât vă recomand să fiți foarte atenți și prudenți, în sens pozitiv, fiți deschiși. Când auziți cuvântul străinătate, trebuie să facă bim, 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 să fie pe voi acest aspect. Deci zona străinătății este foarte importantă pentru voi. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului, decizii foarte importante privind cariera. Fiți atenți, pentru că acum e momentul în care trebuie să acționați. Nu vă culcați pe ureche și vă rog, nu spuneți, da, lasă că fac mâine, lasă-vă. Nu, este o fereastră astrală pentru leu în care vă ies niște lucruri foarte bune legate de casă, domiciliu, mutat, relocat, muncă și apoteotic se încheie cu cariera. Lucruri foarte importante și foarte bune care vin spre voi, aveți sprijinul unor persoane importante, aveți sfatul lor de partea voastră și este foarte important pentru voi să fiți cât mai deschiși acestor oportunități. Ok. Cred că domnul Nipples vrea și el să apară în această filmare. A venit el. Nipples, vrei să saluți? Tocmai dădeam vești bune la leu și vreau să vă zic că el he's shedding hair, își pierde, adică năprălește, pentru care a primit o tunsoare care se numește Lion Mane și se numește tocmai cred că a dărâmat ceva, dar nu contează. Se numește coamă de leu. Ca să nu fie traumatizat, i-au lăsat părul și tocmai eram la leu, nu? Sincronicități, dar a vrut să iasă în evidență. Deci universul vă trimite încă un semn, dragi lei, legat de ieșiți în evidență și, dragă Nipples, te rog, nu dărâma casa în jurul nostru. Ok, mergem mai departe pe fecioară, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală pe semnul fecioarei, cu mijloc al cerului foarte frumos pe semnul vostru zodiacal. Astăzi reușiți să rezolvați ceva important legat de carieră și ascensiune socială și lucrurile încep să vă iasă. După o perioadă în care v-ați ciocnit de tot felul de blocaje, uite că situațiile încep să capete formă, contur și direcție. Și fecioara rezolvă ceva important legat de relații. Poate vă gândiți să treceți la următorul nivel al relației, poate vă gândiți să începeți o relație sau o relație care era cu sișuri și coborâșuri, intră într-o zodie bună, intră într-o zonă de echilibrare și liniște. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Comunicarea face diferența astăzi. Nu țineți în voi, nu țineți în voi și exprimați, chiar dacă celor din jur nu o să le convină chiar tot ceea ce le spuneți. Aveți oricum diplomația de partea voastră, așa încât este momentul perfect să exprimați ceea ce gândiți. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. O femeie încearcă să vă blocheze și să vă ridice niște piedici neașteptate în calea voastră. Vă recomand să fiți deschiși interacțiunii cu niște vechi prieteni, pentru că aceștia vor avea soluția la situația prin care treceți sau la conflictul prin care treceți sau ei știu să vă dea un sfat de care aveți mare, mare nevoie, dragi scorpioni. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului.
vin niște bani la voi, fie ați muncit suplimentar în acest weekend, fie e o plată întârziată care acum vine spre voi. În orice caz, zona de finanțe este foarte bine aspectată și este un moment în care săgetătorii pot face niște cumpărături foarte bune. Puteți achiziționa ceva important pentru voi sau pentru domiciliul vostru la un preț foarte bun, poate chiar o reducere. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Trebuie să faceți o schimbare rapidă de plan și strategie într-o chestiune importantă, pentru că soluția nu este cea pe care o credeți voi sau priviți în altă direcție când direcția corectă este în fața voastră. Deci, într-o situație, într-o confruntare, într-o anumită circumstanță sau într-o relație, Capricornul primește sarcina astrală astăzi, nu de la mine, ci de la astăzi, să-și schimbe strategia sau să aibă o nouă viziune, ori o nouă abordare. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Vești bune legate de casă, vești bune legate de domiciliu. Se rezolvă ceva, se repară ceva sau vine un produs pe care l-ați comandat. Este o zi în care atenția merge spre casă și spre rude. Necesită acestea toată atenția voastră, dar nu e ceva rău, e pur și simplu mai degrabă un ajutor acordat unei rude. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi peștii se îndrăgostesc. E un flirt așa care pare la început nevinovat și care ulterior poate să se ducă într-o poveste frumoasă de iubire. Peștii mai sunt creativi astăzi, au foarte, foarte, foarte multă intuiție și reușiți să vă afirmați la serviciu sau într-o colaborare. Deci vă evidențiați din plin talentele. Și este o zi foarte bună pentru peștii care vor să-și schimbe înfățișarea, nu știu, să lucreze la păr, să lucreze la vestimentație sau să vă programați la manicure ori pedicure. Deci, dragi pești, e momentul de înfrumusețare și de simțit bine în pielea voastră. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de luni. Ne vedem și mâine cu un nou horoscop, iar eu între timp vă mulțumesc pentru sprijinul acordat activității mele prin achiziționarea webinarului preregistrat Cei patru dragoni magici ai abundenței și vă mulțumesc dacă dați un share, un like sau un subscribe canalului meu de astrologie. Pe curând tuturor!